O femeie de 60 de ani a murit după ce a fost snopită în bătaie de concubinul său. Bărbatul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta nu își recunoaște vina, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Doar în primele 8 luni ale acestui an au fost înregistrate peste 1000 de cazuri de violență în familie. Cele mai multe victime sunt femei. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe data de 2 octombrie într-o localitate din raionul Glodeni. Victima, în vârstă de 60 de ani, și concubinul său de 55 de ani se aflau acasă. Bărbatul i-ar fi aplicat femeii mai multe lovituri în regiunea capului, în urma cărora victima a decedat. Agresorul a fost reținut, iar 3 zile mai târziu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta nu-și recunoaște vina. Dacă instanța de judecată îl va găsi vinovat, bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare. La mijlocul lunii septembrie, echipa Moldova Gândește a realizat o serie de reportaje despre violența în familie, experiențele unor victime și regretele agresorilor. Cu fostul concubin încă nu eram căsătoriți. Nu urma acolo la noi, era spre urmație. Și el într-o seară stătea cu prietenii și brusc a început violent. El a început violent, spălească cu palma, după care a dat cu pumnul. Adică așa, de la nimic s-a apropiat. Da, da. După aceea eu am sunat la poliție. Am sunat odată, a doua oară. Odată am sunat de pe numărul meu. El mi-a stricat telefonul. Pe care eu l-o văd că curesc poliție, mi-a stricat telefonul. Ce bărbați recurg la gesturile astea agresive? De unde porniște violența? Sau pornirile astea de agresivitate? De unde sunt ele? Porniște, în primul rând, eram servit. Asta că eram servit și apoi... Contul de bani. Fiecare bani, unii bani. Banul. Nu e banul, sunt bani, nu sunt probleme. Nu sunt bani, sunt probleme. Da. Psihologii spun că majoritatea victimelor violenței domestice provin din familii în care abuzul a fost prezent încă din copilărie. Trăind într-un mediu violent, aceste persoane ajung să consideră bătaia sau altă formă de violență ca fiind o normalitate. În acest fel, atunci când își croiesc propria viață personală, repetă aceleași exemple de violență în relația de cuplu. Ori era violență tatăl împotriva mamei, ori mama își bătea copiii, ori tata agresa copiii. Astfel, foarte des îmi spun că adulții nu vor să repete experiența părinților. Surprinzător, ajung la un moment dat să fie în aceeași situație. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, numărul cazurilor de violență în familie raportate oamenilor legii este în creștere în ultimii ani. Anul trecut au fost înregistrate 1510 cazuri, cu 658 mai mult decât în 2022. În primele 8 luni ale anului curent au fost înregistrate peste 1000 de cazuri de violență în familie. Cele mai multe victime sunt femei.